Jandarmeria Sălaj, împreună cu reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, au avut marți 5 iunie 2018 o acțiune de prevenire și combatere a faptelor antisociale la regimul piscicol pe raza județului Sălaj. Mai multe persoane au fost surprinse la pescuit în perioada de prohibiție pe lacul Vârșolț. 7 persoane cu vârste cuprinse între 19 și 75 de ani domiciliate, 4 în Zală, una în Șineu, Silvanie și 2 din Românaș, au fost surprinse la pescuit. Aceștia au primit avertismente și amenzi în valoare de 600 de lei, iar peștii capturați au fost eliberați. Ispas Veronica, președinte în Clubul Pescarilor și vicepreședinte al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, a declarat că braconajul pe lacul Vârșolț a scăzut foarte mult și se bucură de sprijinul celorlalți pescari care înțeleg importanța respectării regulilor în perioada de prohibiție. Da, se poate merge. Deci noi mergem pe partea aia. Deci acolo ne-am primit astăzi informații. Că tu pescuiaște, voi acolo mergeți. Da, bine? Bun, mergem acolo. Dar da. Puteți merge liniștit. Și noi mergem pe partea asta. Liniștit. Puteți merge și cu barca, fiindcă de acolo nu au cum să vă vadă că ați intrat pe apă, înțelegeți? Și de la limbă nu mai mergeți pe către Mesășeni. Atunci cu Dan vinem în partea asta altă. Cum? Noi mergem pe partea aia Mesășenilor. Noi mergem pe partea Mesășenilor și ne întâlnim iar aici după... Da. Bine? Da, da. Și atunci eu mă duc cu Levi și cu... Da, mă duc cu Levi la jur să pună motorul tot să echipeze barca și după aia noi pornim pe Mesășeni. Că de aici de la ape nu ne văd. Puteți merge direct aici pe Vârșolț. Sper din tot sufletul să nu aibă și băieții noștri sunt pregătiți. Și în paralel cu noi și prietenii și oamenii noștri de ajutor jandarmii fac control pe celelalte părți. Așa că cam peste tot pe Vârșolț avem control astăzi. Perfect. Pește mare, frumos, de aceea să știți că Vârșolțul este foarte căutat de pescarii din Ardeal și nu numai, pescarii din toată țara. Dar avem pentru că este muncă foarte multă, băieții noștri, partenerii noștri din Tibol, zilnic au grijă să verifice coronamentul lacului și, cum vedeți cu barca noastră, avem și o ancoră după ea, care efectiv se greblează lacul, să nu avem cumva fricoane, plase și așa mai departe. Dar asta se face zilnic. Ce m-a bucurat foarte tare este că braconajul pe lacul Vârșolț a scăzut foarte, foarte mult. Urmează să disciplinăm pescarii, sau așa zis, pescari, cei care nu înțeleg că a pesti pe Vârșolț este un privilegiu și legislația nu permite comercializarea peștelui din pescuit sportiv. Deci atenție foarte mare și la cei care cumpără pește de la așa zis pescari, pentru că nu-i voie nici măcar să cumpere pește fără un fond fiscal. Deci atenție foarte mare, pentru că ne vom axa pe cei care vând pește de pe Vârșolț și conform statutului nostru al Clubului Pescarilor de la JRPS Sălaj, le vom retrage carnetele de membru a județului Sălaj și inclusiv dreptul de pescuit pe Vârșolț. În partea noastră avem și un băț acolo. Ia să văd. A cui e bățul ăla de acolo? Acolo jandarmii la mașină. Jandarmii acolo? Da, 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 da. Cum le sancționează. Normal nu au voie, pentru că mai sunt câteva ore, nu au voie să... Perioada de prohibiție, în ordinul de prohibiție, spune clar. Data de 5 iunie inclusiv. Deci nimeni nu are nici o scuză să pescească la ora asta pe Vârșolț. Indiferent cine ce-ar spune. Este strict interzis pescuit pe Vârșolț. Iar cei care astăzi au pescuit pe Vârșolț, li se va retrage dreptul de pescuit a noastră. Pentru că în statut scrie clar, trebuie respectată legislația 100%. Nu avem loc de întors. Casnicii noștri, lăbicunicul, vin zilnic. Eu vin de câte ori pot. De foarte multe ori noaptea, pentru că
serviciu nu îmi permite să fiu 24 din 24 de ore pe rușoș. Dar de multe ori noaptea și credeți-mă că fac nopți albe pe bârșolți împreună cu băieții. Nu vă este teamă, sunteți femeie. De cine? Nu înțeleg, de cine ar trebui să-mi fie teamă? Aveți armă la dumneavoastră? Umblați cu arma? Nu. Da, eu sunt o armă. Eu cred că în salaș nu am nevoie de armă și nici în țară. Eu așa cred, pentru că așa cum eu respect legislația și respect legile țării, așa pretind de la absolut toată lumea, de la prietenii mei, de la oameni de lângă mine, se respecte și ei același lucru. Dacă eu nu fac, nu are voie să facă nimeni. Aici nici. Văd că sunt pescar, dar nu au bețe. Bună ziua! Cum e? Pregătiți? Juvelnicul ăla scoate cred din apă, e prea repede în apă. La ora 12 îl băgați în apă, sus cu el. Haideți să vin băieți în control. De ce avem bățul în apă? Bidon de o amendă? Ziua de 5 e prohibiție. N-ai voie să deranjezi pește, ai înțeles? Deci te rog frumos. Și după aia strigi la mine, da? Bun, hai să plecăm. În această acțiune facem precizarea că sunt implicați și jandarmii. Categoric. Întotdeauna deci, sunt alături de noi, sunt oameni deosebiți, care la orice oră, din zi și de noapte, ne ajută. Uite acolo, vreau să ajung, nu știu ce acolo. Vezi? Normalizat, mă jure. Am avut și actele de braconaj, s-au făcut dosare penale și din păcate s-a dat neurmărire penală, pentru că zice că ce înseamnă un kilogram, două, trei de pește. Dar înseamnă, este ideea de a încălca legea. Și atunci dacă iertăm astăzi, iertăm mâine, iertăm voi mâine, iertăm, și atunci ce facem? Se urcă lumea în cap, pentru că așa este. Nu începeți înainte de ora 0, da? A cui sunt bețele astea aici? Copii? Și ăstea cui, nu știți? Da? Da, ia haideți să arătați, nu s-a aruncat în apă? Nu s-a aruncat, că se vede. Se vede plumbul? Da, da. Ia să vedem. Se agăța de prim motorul, dacă era. Bine! Accesul și pescuitul, pentru că peștii, păsările și fauna trebuie să aibă un pic de liniște, un pic de relaxare. De ce credeți că Vârșolțul are așa de mult cuie de trap, așa de mult cuie de șalău și așa de mult pește și credeți-mă și păsări avem. Avem foarte multe păsări. E o zonă foarte frumoasă. Acum suntem chiar la începutul zonei, încă nu vedeți nimic, să vedeți mai încolo ce frumos e, dar nu prea place mie să popularizez chestia asta, pentru că știți cum e, la facurile cu miere tare multă lume vrea să ajungă și preferăm să nu se știe chiar tot. Suntem pe lacul Vârșoș, doamnelor și domnilor, nu spunem chiar tot unde ne aflăm, oricum este fantastic, este zona superbă. Dacă s-ar interzice construcțiile, deci eu dacă aș avea putere și aș avea putere legislativă pe toate lacurile din țara asta noastră românească, care e superbă, e minunată, datorită acțiunilor de combatere a braconajului, atât din partea noastră, a Clubului Pescarilor din cadrul AJVPS Sălaj, cât și a poliției, a jandarmeriei mai ales. Și totuși țin să mulțumesc și celor de la Apele Române care au grijă de acest minunat lac și curățenia, vedeți și noastră, este la loc de cinste la Bârșolț. Este adevărat că foarte, foarte multă muncă implică acest lucru, dar avem oameni harnici, oameni
care doresc binele Vârșolțului și sper din tot sufletul să fie alături de mine și cei de la Apele Române și cei de la Jandarmerie, Poliția și conducerea JVPS Sălaj în continuare, pentru că Vârșolțul, așa cum e astăzi, e aur pentru Ardeal și pentru țara noastră. Să știți că pescarii sunt oameni deosebiți, adevărații pescari, pentru că și între pescari, așa ca în orice pădure, sunt și uscături. Nu generalizăm, pescarii din Sălaj sunt chiar oameni deosebiți, care, să știți, sunt alături de mine de 6-7 ani, de când am preluat Clubul Pescarilor, mă ajută în foarte, foarte multe acțiuni. Una din poreclele dumneavoastră este femeia de fier. Cum vi se mai spune? Pescarii de competiție îmi spun Nea Vera. Adică sunteți femeia bărbat. Da, pescarii de competiție, așa îmi spun, Nea Vera. Și acum vreau să vă fac o invitație tuturor pescărușilor din Sălaj, tuturor pescărușilor care au permise de pescuit, carnete de membru la AJVPS Sălaj, Clubul Pescarilor. Sâmbătă dimineața la ora 9 ne întâlnim pentru că avem concursul Energo Junior ediția 8-a. Nu trebuie copiii să vină cu absolut nimic decât cu permisele vizate pe 2018. Credeți-mă că nu țineam neapărat la banii ăștia, adică la cotizația de pescuit a copiilor, dar trebuie fiecare copil de mic să știe că poate să pescuiască doar cu un permis de pescuit și doar legal. Și este minunat ca un copil de la 2 ani să aibă permis de pescuit, pentru că o să ne mulțumească mai târziu că este pescar vechi.